Rotary Club Cetate Suceava are ca axă principală și ca obiectiv strategic educația. Educația sub toate formele ei. Să știți că educația este singurul lucru care vă rămâne, da? Indiferent unde veți merge. Am fost în această lume, am lucrat în Paris, în Oași, tot în Berlin și n-am avut nimic altceva cu mine decât educație. Pe de-o parte, da, am putut să-l iau cu mine peste tot, pe de altă parte, este ceea ce m-a asigurat mai departe că pot locui oriunde, pot lucra oriunde, pot fi competitiv oriunde. Nu contează dacă aveți o situație mai bună materială sau mai proastă materială aici. Dacă învățați, da, la final veți constata că această educație, repet, vă va face un drum oriunde veți merge în această lume. Și la finalul acestui drum, totuși, sper că veți întoarce acasă și veți contribui la o societate care vă doriți să fie mai bună, doar să știți că ea nu se face mai bună cu vorbe sau stând departe de țară, ci venind aici și contribuind la dezvoltarea ei. Suceava s-a dezvoltat ca un pol al astronomiei și astrofizicii în ultimii ani. Elevii instruiți aici au obținut premii valoroase la competițiile naționale și internaționale. Aici a fost organizată Olimpiada Internațională în 2014 și tot aici este pregătit lotul național al României. În Suceava, iată, o mică localitate din România, este oarecum polul astronomiei și aceasta se datorează unui colectiv din mediul universitar, coordonat de domnul Cristian Pârghe și unui colectiv din mediul preuniversitar, coordonat domnul inspector, profesor, doctor Petrică Crăciun. Eu am făcut ceea ce eram dator să fac. Nu am umblat niciodată după slavă de șartă. Am urmărit pasiunea copiilor pentru astronomie, pentru astrofizică, iar alături de mine îl am pe domnul inspector de fizică Ilie Cosovanu, am pe doamna profesor de la Ștefan cel Mare, Carmen Amorăriții, pe colegul meu de la universitate, lector dr. Cristian Pârghe, care împreună coordonăm lotul olimpic al României, începând cu anul 2014. Dumnealui a participat an de an la pregătirea lotului. Am reușit să organizăm aici de-a lungul timpului Olimpiadele Naționale de Astronomie și Astrofizică. În fiecare an aici, la Suceava, vin să instruiască, să formeze membrii lotului național de astronomie. Colaborăm împreună cu cei de la CERN și facem vizite periodice pentru a contribui la experimentele de la CERN și a analiza datele. Unii dintre voi v-am văzut participând și la masterclass-ul pe care îl organizăm împreună cu această comunitate internațională dedicată particulelor elementare și celui mai important laborator din lume în acest sens. Deci ceea ce învățăm și din această experiență este că, iată, în știință colaborăm, suntem în competiție, dar în același timp colaborăm, indiferent de situația politică, indiferent de regimuri sau chiar de războaie. E adevărat că ultima dată am fost aici acum 7 ani, dar trebuie să mărturisesc că parte din sufletul meu este în această regiune. Nu numai pentru că sunt oameni excepționale, am întâlnit oameni deosebiți aici, dar pentru că eu jumătate sunt moldovean, mama mea e născută în Fălticeni. Și am crescut un pic cu spiritul acesta în casă. Bunica a păstrat graiul moldovenesc permanent toată viața. Ne și distram în Brașov, unde am locuit, cum vorbea mama cu ea și cum vorbea cu noi. Mama s-a adaptat perfect la limbajul pe care îl foloseau toți în Brașov, dar în același timp cu bunica o dădea pe moldovenește, cum ziceam noi. Deci, parte din sufletul meu este aici. Parte din Brașovul natal, unde m-am născut. Altă parte e și în Banat, de unde este tata. Și sunt legat direct acum de București, pentru că acolo îmi desfășor activitatea. Acolo am fost școlit în domeniul aerospațial. Acolo se află Agenția Spațială Română. Acolo mi-a desfășurat activitatea și de militar în cadrul statului major al forțelor aeriene, fostul comandament al aviației militare. Și tot acolo continui activitatea ca pensionar oficial de la stat, dar persoană foarte implicată
atât în reprezentarea statului român în organizații internaționale, cât și în abordarea unor problematici prezente și de viitor în domeniul spațial. Singurul astronaut român care în anul 1981 a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, Dumitru Prunariu, a povestit frânturi din experiența sa cosmică. Am fost lansat în spațiul cosmic pe 14 mai 1981 și uitați-mă în fotografia de sus, eu cu Leonid Popov, cu comandantul echipajului Soyuz 40, fiind gata de îmbarcarea în nava cosmică. Am fost lansați cu racheta purtătoare Soyuz, o vedeți în partea stângă, o rachetă cu o greutate de 300 de tone, dintre care 270 de tone cherosen și oxigen lichid, care au ars într-un interval de timp de 8 minute și 50 de secunde, propulsându-ne în spațiul cosmic cu o viteză de 28.000 de km pe oră. Vă dați seama la lansare câte suprasarcini, trepidații și așa mai departe. Apoi, după o serie de manevre spațiale, testarea tuturor sistemelor navei cosmice, am ajuns la bordul stației orbitale Salyut 6 și uitați aici stația Salyut 6 în partea dreaptă, care are amarată la ea nava cosmică a echipajului principal care se afla în stația orbitală, Soyuz T4 se numește acea navă. De ce nu este nava noastră? Pentru că în ea mă aflam eu și din ea am făcut această fotografie. După ce ne-am detașat pentru a veni spre Pământ, una din misiunile noastre a fost să ne rotim în jurul stației orbitale. Publicul prezent, format în special din studenți, elevi, profesori și universitari, a aflat informații despre programul Apollo și importanța acestuia în explorarea Lunii, dar și despre planurile de viitor cuprinse în cadrul programului Artemis. Dumitru Prunariu a acordat și un interviu exclusiv televiziunii noastre pentru ediție specială, totodată a semnat în cartea noastră de onoare la o distanță de 30 de ani de la semnătura anterioară.